Astăzi, după cum puteți vedea, ne aflăm din nou pe Brawl Stars și vedem că aici la Daily Gift-uri avem la ziua 4-a un nou brawler pe care noi o să-l achiziționăm acum. Înainte să-l achiziționăm, dați acolo cât mai multe like-uri și hai să ne uităm ce mai avem pe aici. Vedem că avem și staruri de colectat, niște starsuri. Nu știu care este faza cu astea, pentru că v-am zis, nu m-am mai jucat de foarte mult timp star drop-urile astea. Vedem că avem aici, de fapt, nu știu dacă a pus acolo sau hai că vedem după, dar înainte de toate, la final o să fie în ziua 14 un legendary star drop. Mi se pare că asta este un fel de înlocuitor de boxuri. Vreau să scrieți voi acolo în comentarii că eu nu știu, habar n-am, sincer. Pentru că v-am zis, nu m-am mai jucat de foarte mult timp și după ce am revenit ieri când am postat, vreau să vă uitați și la acela și vreau să-mi scrieți în comentarii înainte să dăm aici. Vreau să-mi scrieți ce jocuri vreți să mai vedeți aici pe canal, ce jocuri vreți să mai jucăm noi în afară de Brawl Stars, pentru că pe canalul principal știți că facem Minecraft și Stumble Guys, ci v-am spus că aici facem orice altceva, să fie horror, jocuri de pe telefon, jocuri de pe calculator, orice, Roblox, orice joc de pe Roblox. Vreau să scrieți acolo jocuri de pe Roblox și ceea ce mai vreți voi, orice joc. Și hai să dăm acum 3, 2, 1, al patrulea brawl, al patrulea ăsta Daily Gift. Fiți atenți că a luăm și pe Griff, mă, deci avem 2 brawler noi. Opa, opa, deci nu avem doar unul, avem 2. L-avem pe Griff o dată. Let's go. Hai să vedem Griff și acum. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Opa, trebuie să alegem între Bibi, Groom și Nani. Bă, știți care e faza? Eu știu de Bibi, dar de Groom habar n-am care e faza. Dar o să aleg pe Bibi, cred că. Nu vreau să, sper să nu fie ceva greșit. Pe Groom nu-l cunosc, pentru că v-am zis, nu m-am jucat de foarte mult timp. Da, aleg pe Bibi, de pentru că când mă jucam eu exista Bibi. Ok, hai să alegem pe Bibi. 3, 2, 1. Sper că am făcut alegerea potrivită. Și hai să dăm 3, 2, 1, Bibi, Bibi. A, stați puțin că trebuie să dăm în loc cum am dat la Griff, am înțeles. Păi stați puțin, ce înseamnă că, a, pe și ăsta a fost mai al patrulea brawler aici sau care a fost faza? În fine, nu mai contează, cred că asta a fost. Hai să ne dăm aici la Free Biter să vedem ce avem. Avem XP Doubler. Hai să mai vedem ce se mai află pe shop astăzi. Ne uităm în partea asta, ceva de genul așa, 179, 79. Ok, oferta asta de 40 de lei, interesant. Aici avem niște chestii, noi avem 51 de gemuri, nu prea avem ce face cu ele. Hai să dăm aici și să intrăm la solo showdown ca pe vremuri, adică clasic cum ar veni, că știți, v-am zis că ăsta este preferat. Meu. Vreau să-mi scrieți și voi în comentarii care este minigame-ul vostru preferat. Hai să-i dăm acum cu ce-i dăm. Hai că-i dăm cu ăsta nou, nu? Ha, care era? Uite, Griff. Hai să-i dăm cu Griff. Păi stai puțin, și celălalt era... A, înseamnă că eu pe Bibi trebuie să iau, mă, nu-mi dădea. A, pe era mișto, mă, dacă îmi dădea așa din prima. Da, e, nu contează. Dăm aici, trebuie să câștigăm 3 de asta. Uite că aveam quest să facem cu Tara, cu Jakey și cu Byron. Da, în fine, nu mai contează asta. Jucăm cu Griff să vedem cum e, pentru că este prima oară când joc cu el. Vedeți că avem 10.555, apare aici fix 555. Super interesant. Hai să vedem primul match. Duo shout, de fapt solo shout. Pardon, hai să vedem ce putem să facem, dacă putem să câștigăm acest meci și să facem aici cât mai multe meciuri. Și vreau să-mi scrieți în comentarii cum v-am zis. Ok, mamă, deci vedem că ăștia Poco Poco, ok, sunt niște de astea. Bine, nu știu, pe toți era din dreapta, nu știu, dar hai să vedem aici ce poate să ne pice nouă. Ok, ok, luăm ăsta, stați puțin că s-ar putea să ne bată ăla, dar nu vreau să ne bată. Vreau să-mi scrieți acolo în comentarii, în schimb, ce jocuri vă plac vouă foarte mult și ați vrea să le vedeți la mine pe canal. Mamă, mamă, ce mișto e Griff ăsta, fiți atenți că e mișto. Ah, l-am bătut și pe ăsta foarte lejer, primul kill, primul win, cum s-ar spune. Poate facem win pentru că ieri am făcut din primul meci primul win. A fost super, super tare. Hai să vedem, mergem aici la jumătate, să vedem ce putem să luăm. Ok, deci vedem că vine asta Coltul. Hai să luăm noi star power-urile astea. Fiți atenți, fiți atenți. Hai că-l bat pe ăsta, îl bat pe ăsta lejer. Hai să vedem ce ultima tare, ceva de genul așa, nu știu exact ce e. Ok, ok, stați puțin că vine Bu pe mine, parcă așa-l chema Bu, dacă nu greșesc eu. Îl bat și pe ăsta. Mamă, vedeți că e mișto, cred că o să fie unul dintre preferatele mele, dacă stau să mă gândesc. Mie chiar, vedeți că chiar îmi place caracterul ăsta. Nu știu, scrieți-mi dacă voi vă jucați cu el, dacă vă place. Mie, sincer, așa la prima impresie chiar îmi place. E, bă, îmi place. Și o să câștig și primul meci cu el. Ce credeți despre treaba asta? Adică eu zic așa să fie. Chiar îmi place, este super tare. Vreau să-mi scrieți în comentarii dacă vă place. Dacă voi l-aveți, de fapt, cred că l-aveți totuși, că ăsta trebuia să l-aveți de foarte mult timp, dar atunci cred că ați făcut voi asta. Hai să vedem. Îl bat nici pe ăsta, gata. Primul meci, primul win cu Griff, primul meci cu Griff, primul meci pe ziua asta, primul win. Foarte, foarte frumos. Ce se putea mai bine dat, nu se putea, pe bune. Hai să vedem acum, să dăm cu încă un alt meci. Ok, avem rank 2 pe el. Și am făcut aici, venim că am făcut ăsta cu damage-uri. Ok, avem mai multe chestii pe aici, am completat mai multe. Hai să dăm play a game pentru că îmi place ăsta. Și vreau să scrieți în comentarii cu ce caracter vrei să joc data viitoare. Eu să fac așa un challenge, să joc cu caracterele voastre, ce scrieți voi pe acolo prin comentarii, cel mai votat caracter, cel mai practic, cine scrie de cel mai multe ori același caracter, dacă să zicem că vreo 3, 4, 5, 6 persoane o să scrie caracterul pe care îl joc eu acum, Griff, adică alte 2 persoane o să scrie Shady, eu o să joc cu Griff pentru că e mai votat și pe acolo cine are cele mai multe like-uri la un comentariu cu un caracter, poate chiar el să câștige. Hai să vedem, îl bat pe ăsta cu balonul, nu mai știu cum îl chema, pe ăsta știu că era de când mă jucam eu, era, dar nu mai știu cum mai chema, în fine, oricum l-am bătut, foarte lejer, bă, chiar îmi place și cred că o să, nu știu, o să fac așa o obișnuință, să mă joc eu cu caracterul ăsta, chiar îmi place Griff. Nu știu, e mișto, bă. Bă, mie chiar îmi place. Nu știu ce puteți să spuneți voi, puteți să spuneți orice altceva. Mie chiar îmi place acest caracter. Ok, mai sunt 4 persoane, 3 pe lângă mine. Și să vedem. Ok, eu nu aici în jumătate este Bibi sau cine e? Ah, sunt 2 persoane. Ok, fii atent. Îl bat pe ăla acolo. Ah, era să bat pe Bibi. Păi sunt amândoi cam low. Hai să ne ducem repede că sunt toți aici. Ah, ok, am bătut pe Bibi. Îl batem și pe Poco acum, foarte lejer. Și acum trebuie să-l mai batem pe celălalt care era cu Pami sau cum. Nu mai știu cum se mai numea ăla. Pami, Pami, ceva de genul. Hai să dăm 3, 2, 1. Foarte ușor. Al doilea meci.
bă, îmi place rău de tot caracterul ăsta. Cred că e cel mai șmecher caracter pe bune pe care l-am. Adică, bine, poate așa de început mi se pare mie, dar avem win streak aici, vedem. Am făcut level 3, mamă, câte completări am făcut noi aici, foarte frumos. Hai să vedem totuși că poate am mai... Opa, opa, hai să vedem. 3, 2, 1, ce poate pica din ăsta? Hai să vedem, hai să vedem. Da, powerpoint-uri, ok, ok. Este foarte interesant, chiar îmi place. Bă, mi era dor de asta, de Brawl Stars, pardon. Chiar îmi place, cred că mai... Mamă, am făcut 10, de astea, fii să atins câte am făcut. Opa, opa, hai să dăm aici 100 de gemuri. Aici încă un star power, un star din ăsta, nu știu exact cum se numește. Hai să vedem cine pică. 3, 2, 1. De fapt, aici pică doar powerpoint-uri. Nu, mi se pare că nu pică doar powerpoint-uri. Dar hai să vedem, luăm daily free ride-urile astea. Mai dăm un star din rest. Hai să vedem cine pică. 3, 2, 1. 100 de coinuri aici, tot așa. Mai dăm încă unul acum. 3, 2, 1. Și hai să vedem, hai să vedem. 50 de coinuri. Ăsta de fapt, mamă, și 1000 de powerpoint-uri aici. Fiți atenți cât de tare e treaba asta. Deci, practic, să înțeleg că astea sunt ca niște boxuri, nu? Adică chestiile astea, sarurile astea, cred că sunt ca niște boxuri. Nu, vreau să-mi scrieți acolo în comentarii. De fapt, cam ca asta e. Asta tind eu așa să cred. Hai să ne uităm aici. Ce putem să facem? Uitați câte de astea. Hai să-i dăm pe grif, frate. Dacă tot îmi place grif, îl maxez la maxim. Vreau să-l maxez pe bune, că îmi place. Îmi place la nebunie. Chiar sper să nu mă dezamăgească în viitor. Mie chiar îmi place. Hai să mai jucăm încă o dată cu el. L-am maxat aici cât am putut să-l maxez. Și hai să-i dăm 3, 2, 1. Al treilea meci. Poate facem 3 din 3 unuri. Cine știe. Dați acolo cât mai multe like-uri. Și hai să vedem cu al treilea meci cu grif. Bă, chiar îmi place. Ok, deci vedem aici toate caracterele, cine să joacă. Nu e vreun român. David ăsta s-ar putea să fie, deși nu cred neapărat, dar hai să vedem. Poate dau de voi, scrieți-mi acum în comentarii dacă dau vreodată de voi, ar fi super tare. Sau cine știe, poate facem un episod în care joc cu abonații, cine știe. Să scrieți voi acolo în comentarii dacă vreți să facem asta și scrieți numele sau ce trebuie, că nu știu exact cum se procedează, ce coduri sau ceva ca să vă bag să jucăm. În fine, hai să vedem. Ne ducem pe Colt ăsta să-l bat aici foarte lejer. De fapt, batem pe cine eram ăsta? Tot Colt. Mamă, Colt s-a bătut cu Colt. Ok. Cred că știi și pe ăsta. Băi, e mișto rău de tot. Chiar îmi place caracterul ăsta. I-am dat și boost. Chiar vreau să-l maxez chiar la maxim, pe bune. Chiar aș vrea să-l fac. Cred că nu știu, o să fac așa o obișnuință să mă joc cu ăsta. Cred că toată lumea ar ști așa de mine. Nu, ar fi super tare ca lumea să știe de mine că eu sunt băiatul ăla care se joacă cu grif. Adică ar fi super tare. Nu numai așa că mă joc eu cu grif. Ar fi super tare că, bă, frate, ar trebui să mă joc cu grif, pentru că mie îmi place acum și să sperăm că o să fie chiar OP, ca să pot să-l joc mereu și să câștig. Ok, deci unul era pe undeva pe aici. Unde s-a dus ăsta? Alo, alo, în partea asta sau? Nu. Hai să mergem prin partea asta. Îl batem pe ăsta lejer. 3, 2, 1, gata, lejer. Showdown, peste nu mai era unul acolo? În fine, hai să-l batem și pe Rico. Ricochet sau ceva de genul. 3 din 3 winuri, mamă cât de tare e grif. Vreau să-mi scrieți în comentarii dacă vă place, că mie îmi place la nebunie. Abia l-am luat și deja fac furor cu el. 3 meciuri din 3 câștigate, după cum puteți vedea. Și facem aici la greu, bă, frate, uite că putem să mai dăm la d-astea. Cred că ia să ne uităm, hai, 3, 2, 1, câte d-astea am mai făcut, mă? Ia să ne... am făcut doar unul. Hai să vedem ce ne pică. Opa, epic. Mi-a picat ăsta, ok, am înțeles. Credeam și ok, ceva mai interesant. Dar nu, ok, atâta. Hai să vedem pe aici pe la Poco. N-am bani de fapt de Poco. Sau de fapt, nu, n-am star power-uri. Mai am 226. Hai să vedem ce putem să mai maxăm și noi pe aici. Hai pot să maxăm pe Penny. Mama, atât de mare l-am pe Penny. Ia stai puțin, că am eu curiozitate așa. Bă, da, pe Penny. Bă, da, de fapt nu mai știu. Cred că am eu un style din ăsta. De asta nu mai știu. Ia stai puțin să mă uit, că eu nu mai știu care e faza cu Penny, mă. Stai puțin, cum l-am pe Penny așa de 20? Sau, bă, Penny, bă, nu mai știu de Penny. De fapt, cred că mai știu, dar cred că l-a făcut altfel jocul. Vreau să scriu acolo în comentarii, că nu mai știu exact. Dar ia stați puțin, ia mă să vedem. Care mai era, mă, Penny, mă? Ok, Alex ar putea să fie român. Ok. Uitați-mi pe mine aici, Rafael Gâsliuc, foarte frumos, Penny. Hai mă să vedem, care mai era, mă, Penny? Da, știu, dar s-a schimbat style-ul la el. Nu mai e ăla vechi, păi, dar era mișto să mai fie și ăla, în fine. Așa știu, mi se pare că nu era asta, mă, nu știu. Scrieți-mi în comentarii, că nu mai știu exact, dar hai să vedem. Mergem în jumătate, poate câștigăm și cu Penny. Cine știe, nu jucăm cu grif. Acum cam zis, bă, frate, stai puțin, de unde am rang 20 pe Penny. Dar am văzut de unde era Penny sau Penny, nici nu mai știu cum mă cheamă, în fine. Hai să-l batem pe ăsta pe el primul. Hai mă, îl batem, bă, de fapt, mamă, e mult mai bun de grif decât ăsta. Și ăsta are rang 20, adică să vă dați și voi seama așa puțin. Hai să vedem. Ok, deci îl batem și noi pe Shelly ăsta, mă. Ia să de 3, 2, 1. Deci ăsta era gata, mă. De fapt, știam, dar nu știu de ce, nu știu, mi se pare că e așa mai ciudat. Știu că parcă făceam o combinație cu el și cu Rosa când mă jucam la duo cu niște colegi când eram eu mai mic. Nu mai știu dacă, nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii care sunt combinațiile voastre preferate pe care le făceați voi cu prietenii voștri sau cu cineva. Chiar sunt curios. Hai să-l batem, mă, pe bă, ce caută, mă, ăsta el primul. Ia dă-te, mă, de aici, bă. Alo, ok, deci ăsta stă undeva pe ascuns pe aici. Hai să stăm totuși pe aici. Vedem că meciul acesta este cam intens. Sunt 8 brawler rămași. Nimeni nu mai vrea să moară, după cum se poate vedea. Cred că ăsta o să fie ultimul meci. Nu. Opa, nu vreau să vină ăsta după mine. Nu vreau să vină ăsta după mine. Cred că ok, hai că am scăpat foarte lejer. Ok, ne uităm după ăsta. Cred că ăsta da, o să fie ultimul meci. Să sperăm că putem să-l câștigăm și pe ăsta. Ar fi super tare. Am jucat 3 meciuri până acum, ăsta e al patrulea. Poate îl câștigăm și pe ăsta. Dacă nu, frate, revenim la grev și să zicem că doar grev e al nostru. Mamă, Bull, de cât timp nu l-am mai văzut pe Bull. Ok, l-a bătut pe el primul Bull, dar chiar vreau să-mi scrieți acolo
comentarii voi sunteți team cred că m-a bătut. Da, m-a bătut. Vreau să scrieți în comentarii dacă voi sunteți team Bull sau team El Primo. Care vi se pare mai bun sau care vă place vouă mai mult, nu neapărat care vi se pare mai bun. Și hai să vedem aici. Nu cred că am mai făcut nimic, nu. Da, n-am mai făcut nimic din păcate. Hai să ne punem noi griful nostru, cel de toate zilele, cel mai jmecher pe care noi l-am jucat astăzi, noi l-am cumpărat astăzi, practic bine, ne-a picat astăzi că am făcut cu acele, nu mai știu cum se mai numeau, în fine, capsulele astea, cum se mai numeau, free bite-urile alea, în fine, vreau să scrieți acolo în comentarii dacă vrei să mai facem Stumble Guys, pardon, Stumble Guys facem pe canalul principal și cu Minecraft, vedeți că acolo postăm în fiecare zi, aici încerc și eu cât mai mult să postez în fiecare zi, dar mă gândesc să postez o dată, nu știu, gen, dacă postez o dată pe săptămână e bine, de două ori chiar e mai bine, ar trebui totuși să postez undeva la 2-3 ori pe săptămână, mi-ar fi super, super bine, dar acum și cu școala și toate astea, încerc și eu cât se poate de mult, nu mă înjurați acolo în comentarii, vă rog frumos și da, vreau să scrieți în comentarii ce jocuri vreți să mai facem pe acest canal, pentru că aici facem momentan Brawl Stars, am făcut, știți că avem un videoclip cu Fortnite când apăruse sezonul, chapterul OG, practic, atunci, acum facem cu acel joc cu Brawl Stars, al doilea episod și vreau să scrieți în comentarii cu ce jocuri vreți să mai facem noi dățile viitoare și cu Rafael, dacă mai vreți și Brawl Stars, hai că nu mai vorbesc prea multe că deja mă încurc și deja o lungesc prea mult. Ok, bă, ce am făcut? Mama, am crezut că era să cumpăr ăsta, ok? Dacă mai vreți episoade cu Brawl Stars, nu uitați să dați like acolo și v-am scris în comentarii ce jocuri vreți să mai jucăm. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.